Ce faci, vrei să te lei? Trebuie să te delei și un cont de Instagram. De 4.000 de follower. 4.000 de follower, băi, omule. Te și viral pe TikTok, nu? Cu mașinile, cu astea. Doar pentru că am 15 ani, cică. O să... Băi, frate, te rog frumos, fără de asta, mă, frate. Sună la poliția, Alex. Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la un nou episod din seria Catching a Predator. Astăzi îl vom cunoaște iar pe domnul pădureț Robert Romeo, proxenetul nostru drag și scump și racolatorul de minore. Aparent, Romeo nu s-a potolit. De când l-am prins ultima oară până în prezent, acesta a mai încercat cu diverse minore să se întâlnească, pe care să le racoleze, dar din fericire de cele mai multe ori frica și-a spus cuvântul și a stat cu minte. Doar că de data asta și-a făcut mai mult curaj și a încercat să racoleze încă o minoră de 14 ani. Înainte de a trece prin conversații, vreau doar să știți că Romeo a fost denunțat la poliție, atât pentru racolare, cât și pentru cererea de pornografie infantilă, cât și pentru amenințări pe care le-a tot transmis în repetate rânduri, așa că așteptăm ca secția 16 să-și facă treaba, rezolve această situație cu proxenetul nostru din Berceni, Luică Romeo. Acum, vă rog frumos să dați subscribe, pentru că 55% dintre voi nu dați subscribe, ci doar vă uitați așa, nu-i frumos. Puteam să am și vreo 600.000 de subscriberi în felul ăsta și hai să trecem prin conversație. Wow, ce fund, nu? Da, e zău, te pup. Păcat că ești mică, că altfel îți propuneam ceva. Ce anume? Păi ce treabă are vârsta? Eu acum am văzut că ne urmărim reciproc, dar nu am avut curaj să-ți scriu. Păi nu știu, zic și eu, poate vrei băieți de seama ta. Nu neapărat, dar câți ani ai? Nu mai zic că poate ești minoră, am 27. Minte, are 40. Păi eu am 14. Puf, nu mai vreau. Mulți înainte. Mersi la fel. A, deci ești cont fake sau ceva? Nu. Am văzut că ai cont mare. A, am înțeles. Păi nu știu ce să zic. Ți-ai dori ceva? Ai nevoie de bani de ceva? Ai tot ce vrei? Păi de ce să am nevoie de bani? Ești din București? Da, tu? Am întrebat. Unghii, gene? A, eu mai ajut așa fetele din când în când și fără să-mi dea ceva la schimb. Păi nu te deranjează vârsta mea? Chiar dacă e doar un număr? Păi ce treabă are dacă eu doar te ajut, nu facem nimic? Așa e, dar am bani. Aha, nu mersi, nu vreau să fac nimic cu tine. Ce ai? Păi cine a zis că eu vreau? Păi ce, tu la 14 ani nu mai ești virgină? Sunt. Păi aici ce zici de număr? Ha? A, tu te referi la altceva, muie, cur? Adică, nimic, lasă. Doamne, nu iau, nu dau. A, te referi dacă iei limbi sau dacă iei... Doamne, ferești. Nici alea nu le iau. E bine, fii fată deșteaptă. Sunt și nu da așa la oricine. Păi nu dau, nici n-am dat. Mai ales că ești mică, mai ai de învățat multe. Le învăț eu pe toate la timpul lor. Și să asculți de părinți să nu faci prostii. Nu fac. Fără droguri, alcool, etc. Mai beau vin roze la petreceri și bere fără alcool, dar nu fumez, nu mă droghezi. Că gagici poți să ai destui, dar să nu faci nimic că după să nu regreți. Știi ce zic? Că poate na, nu stă el cu tine după și o să-ți pară rău așa că mai bine după 18 ani încolo. Că după nu prea mai contează. Da, ai și tu dreptate, am timp. Vezi că s-a cam enervat. Mai ai un cont și pe ăla am văzut. Și ai zis că îți dă la mâie. Am fost la cineva la țară. A? Gagică mi-o, măi la mișto? A văzut că mi-ai scris, nu? Puf, ia dă iese să văd că ți-a scris așa și că a spus el așa. În fine, zi să stea liniștit că nu-ți mai scriu și nu mai vorbesc prostii. Nu stă, că e de la periculos, nu poate sta. Glumesc cu tine, ok? Nu are rost să mai vorbim, mai că ai chef de Caterinca și nu vreau să crezi că mă dau la tine sau ceva și mai e și gelos ăla. Păi nu mai scrie, că dacă te prinde el te bate și îți dă și la muie și te dă și în cur. Și dacă vă dau eu la amândoi și ție și lui, nu poți, pedofilule, ca idee. Îmi dai și mie un cont de 4.000 și 300 de lei? Puf, ești fanul meu. Pe mine nu, nici nu vreau. Că văd că mă urmărești de mult. Da, deci de alea. Pe Justi urmăresc de mult. Cu cont de 4.300 de lei, cred că mă urmărești de mult și pe mine. Altfel nu aveai de unde să știi. Doar dacă erai fana mea, pe tine nu. Tu mi-ai dat follow mie, nu eu ție. Când? Oare? Eu azi am văzut că te urmăresc și m-am uitat că și tu. Dar nu mă interesează persoana ta ca idee. Am făcut mișto de tine. Da, știu. Știam că vorbești cu Justi și voiam să mă prindă ca să văd ce față face, că de data asta sunt pregătit. Data trecută nu eram și a chemat și poliția. Mare mișto ce ai făcut, Verea. Chiar voiam să mă prindă iar să vedem ce face. Ori el, ori eu, care pe care de data asta. Te fă și el și-ți dă la bot. Și așa îl caută ăștia lui Carani, să-l. Aoleu, n-au șanse. Te fă pe tine, fă, că nu vezi că îl divinizezi prea mult? Păi nu ai văzut că l-a alergat? Am văzut pe TikTok. Și oricum, îi cunosc pe ea și sigur nu-l las așa. Da, în fine, rămâi fanul meu și lui Justi și ieși la mea că îți dau și bloc. Oricum am făcut mișto de tine de la început. Mă pupin. Și dacă nu crezi că nu mi-e frică de el, hai să ne vedem și îi spui și lui să vină să vedem. Păi dacă mă violezi, nu vreau. Cine te violează, fă, te-ai tâmpit la cap? Ai vrea tu, dar nu se poate. Păi acum ți-e frică să mai raculezi minore? Hai că ți-am dat cam multă importanță. Fă să-i spui lui măta, nu mie, bă, pedo. Mamă, ce să mai? Păi dacă ești prea proastă, știi măcar ce înseamnă? Proastă că fac mișto de tine? Normal. Raculat înseamnă să iei fete cu forța, să le bagi sau să le... Da, așa e, jobul tău. Pe bune, dacă nici nu meriți să-ți dau atenție. Păi culcă-te. Plânge-te la ăla, să-i spui că ți-am dat mesaj, să vedem ce face. Ți-am zis, îți dă la fălcuțe. Ce proastă ești, mă, faci să te înjur rău. Înjură-mă bine. Vorbește dracu de seama ta și nu mai avea tupeu. Am. Ia răspunde, să vedem cine dracu ești, poate te-a pus ăla. Ție, Doamne ferește. Păi ești fake, da, aia. Sunt fake, da. Ori ești vreo terminată, ori te bagi în seamă cu japca, mai văzut la justițiarul ăla și cauți atenție. Da, te caut de mult timp, sunt fana ta numărul 1. Crezi că-ți cresc urmăritorii dacă faci manevră să mă prindă ăla și asta vezi că nu-ți face contul public, sora mea, ai luat țeapă. Dar nu vreau, stai tu calm. Mai bine vezi dracu de treaba ta și nu mai răspunde.
de la băieții mai mari, că eu te evit, dar alții te direct. Păi ce treabă ai tu? Păi cum ți-am vorbit, dragule? Că și tu m-ai enervat. Mă scuzi, n-am vrut să te enervez. Păi zic, cu ce vrei să te ajut? Cumpărăm un E60 dacă tot vrei să mă ajuți. Păi ăla e cinciar. Ce faci cu el, că nu ai permis? Îl țin de frumusețe. Îl conduce fratele tău sau prietenul. Dar de unde știi tu de E60? Îi dau lui gagică meu cadou. Te pricep la BMW. Păi dacă e marca mea preferată, e bine așa și la mine e. Să-ți ia justică, ții cu el, nu e așa scump, e vreo 4000 parcă. Poate dă Dumnezeu și mi-a el. Știu. Hai că da. Ăla umblă cu Peugeot 206, 207. Ce vrei, mă, frate? Acum nu putem să avem toți mașina mai scumpă ca și casa unde stăm. Știi ce zic? Bine, tu oricum ai Dacia Logan acum. Nu are să schimbe el mașina, dar apoi să-ți ia BMW. Păi poate mi-a. Da, îți dă, scrie-i. Îi scriu mâine că doarme, omul e obosit. Hai că te-am băgat cam mult în seamă, ok? Păi culcă-te. Nu am ce să fac cu tine, ești mică. Nu mă pricep. Minți, învață-mă tu. Ce vrăjeală ai? Păi trebuie și de aia. Crezi că pun botul, du-te tare, pune-l pe gagică tu ăla să te învețe. Acum mă duc să-i cer asta. Cu mine nu stai de vorbă dacă nu-ți arăți fața. Îi faci lui oral cadou, mă piși pe tine și pe el. Ești dracu, mă, de fraier, așa ai ajuns să o pui pe asta mică să-mi dea follow și mesaje. Care fraier, mă, că sfată, nebunule. Lasă că ne întâlnim noi, să te ferești de mine, bă, Justi. Păi ai spus să te iau de la ce e asta? Tu știi. Aha, păi vezi cum vorbești. Păi dacă mă enervez deja, tot eu. Nu vezi că am și video pe profil, am făcut și live-uri, ce cont fake. Când tu m-ai luat cu Justi ăla, dă-l în malachie pe ăla că caută să se afirme cu lume. Păi sunt îndrăgostită și eu. Pe mine m-a văzut viral pe TikTok. Te-am văzut cu o boală virală, nu te-am văzut viral pe TikTok. Și mi-a dat follow și mesaj pe Insta. Tu mi-ai dat follow, nu eu ție. Nu mai știu. Dar atunci el mi-a dat cu un cont de fată. Eu l-am ridicat mai mult, era viral cu mine fraierul. Aoleu, nu vezi că eu sunt reală, nu fake? Păi da, văd că ai dat și mesaj. Eu spun ce a făcut el atunci. Tu mi-ai dat mesaj, omule, mi-ai răspuns la story. Știi că am avut o gagică, Elisa. Doamne, ia și dormi, fă-ți somnul. Păi eu vreau să dorm. Dar nu mă lași tu. Cum zici tu? Ce ai fă? Ce treabă am eu? Culcă-te, aoleu, cum vorbesc ăștia, băi. Hai să-ți dau lecții de română, fă, că eu pot vorbi și cu altele. Ori îți spune cineva ce să zici, ori ești hala. Nu par de la țară. Păi sunt șmecher și eu, hazul meu, ce vrei? Chiar că ai vorbe în tine de haladeală. Ești crescută pe Ferentari, sigur. De ce o lungești, fă? Te vreau rău de tot, fă. Ia și dorm, că bate iubit, că te vede activă. Așa e, păi vezi? A, dar nu apare că ești activă. Hai că mă bag la somn, na. Hai pe WhatsApp. Adevărat, fă, nebuna mea, vrei să dormi? Chiar mă făceai să râd. Zău, nebunule? Da, păi ești haladită și nebună și frumoasă, aia e, zici tu? Dar dacă tu ai dalea de mafioată, păi așa m-a învățat gagică mi-o să fiu rea. Și de băgat ai spus că ți l-ai băgat, ai făcut, îți place să înghiți? N-am făcut. Jură-te pe tactul sau pe maică ta. Nu mă jur eu, e prostește așa ceva. A, bine, ce să zic? De cum? Ce iPhone ai? 11, că se vede în poze. Da, vrei 13 Pro Max? Dacă vreau, îmi ia tati, că eu mi-am luat 15 Pro Max. Șmecher. Zău, are bani, stai liniștit, nu mă duc rău deloc dacă te interesează. Sanchi, că nu ai vrea pentru om sau pentru tot un iPhone 13 Pro Max, doar că faza e că nu ai de unde să le zici că îl ai. Aia e și nu ai cum să-l folosești. Dar se vede mai bine pe 13 sau pe 15. Nu-mi zice că am avut și știu, mai ales poze și astea. Ăsta e 13, 15 l-am negru. Șmecher, e gold, stai așa, stau așa. Frumos, ce să zic? Cum e? Păi ți-l dau, dar nu ești din București. Dar nu vreau, mulțumesc. Și în plus nu ai cum să-l folosești. Acum nu. Ce să le zici la ei tăi? Mi-am dat seama. Stai liniște că mi-am dat seama de tot și că nu ești din București și cine ești. Cine sunt? Tu ești fata aia, stai așa. Care? Asta ești. Știu. Nu e ok, ai snap. Oricum, arăți bine, pe bune zic. La anii tăi ești bine. Mulțumesc. Stă bine cu pistrui. Păi am pistrui mereu. Și de fel de unde ești? E mișto să ai pistrui. Din ce zonă ești? O, că nu vin, nu te caut. Păi de ce mai căuta? Zic așa. Oricum nu o să zic. Nu spun oricui. Ca idee, oricum ești departe. Că altfel nu aveai curajul să îmi vorbești așa cum mi-ai vorbit. Că știai că în București găsesc pe oricine vreau dacă vreau să caut. Ba da. Aha, dacă erai în București, nu mai spun eu. Și ce puteai să-mi faci? Ehe, nici nu vrei să știi. Ba chiar vreau. Ți-l băgam în gură până te necai, să-l dădeam tare să te doară lumesc. La noi la București nu mai găsești virgine la 14. De la 12, zău. Eu nu-s toate. Nu ai auzit? Da, știu ce zici. Tu ești cu minte. Măi, trebuie să faci sau curcă, na? Dacă vrei să rămâi virgină, trebuie să faci ceva, că altfel ăla te lasă și n-ai aiurea, se duce la alta care face. Sunt că dacă e să fii aproape, vin să-ți dau și-ți dau ăla. A dat în send după aia, a dădea în send la mesaje omul, o oferea să vină să-i dă pentru un iPhone. Înțelegeți că omul zice că e pe Caterinca, că nu știe, dar dădea în send la mesaje. Dovedind că nu era la Caterinca, ci efectiv chiar crea că vorbește cu fata asta de 14 ani și poate are o șansă să facă ceva. Oricum, dacă ești, te gândești, îmi spui și aia, oricum eu mă duc pe afară să mă plimb cu mașina și să mănânc. Dacă e ceva, vorbim mâine, ia și dormi, ok? Ce faci, nebuna mea? Ești și cu femeile, că văd că ai pus o poză cu una plină de pupiși cu ruși de femeie. Nu, nu, e un efect. A, uite, am pus niște rufe la uscat, tu ce faci? A, ia uzi, fată vrednică, a spălat rufe. Uite, m-am plictisit. Pe da, normal, fac și mâncare și curat, ce crezi tu? Pe bune, mamă, faci de toate, ești bună de măritat. Pe bune zic. Ăla care te ia, o să fie bine de el. Păi ia-mă tu să fie bine de tine. Apropo, trimiși tu poze de alea cu sâni sau ceva și trimiși și eu dacă vrei. Dacă te superi, nu o lăsăm așa. Sau mor eu dacă înțeleg că n-are virgule, n-are nimic. Eu nu râd, mă. Cine bună ești, lasă că te ia ăla cu care ești. N-am, mă, pe nimeni. Zi, trimis poze, glumeam și eu. Dalea, am pus-o pe vara mea să zic aia. Eu. Oricum, poate de seară mă faci bine și nu mai umblu după altele. Ori trimiți, ori ne vedem pe video, gen, știi ce zic, te duci în baie când e. Cum mă vrei, în tine sau lângă? Peste tot. A, mișto. Așa, pe păi așa trebuie. Tu crezi că mai la mișto și după bloc? Nu, dar vedem dacă e. A început să îmi placă să vorbesc cu tine. Oricum începe școala. Ești șmecher tu. Sincer, nu vreau să-ți fac nimic. Păcat. Doar limb dacă ești să te sărut peste tot pe sân și sau astea. Adevărat sau mai la mișto? Adevărat zic, nebunule. Bine, nebuna mea, discutăm mai multe pe seară dacă e. Așa facem. De seară cred că mă pornesc spre București. Oricum vreau să vorbim mai multe pe un cont de al meu, că nu am cum să trimit aici de alea și nici să fac prea multe, că mi-e frică că mi-l închide. Nu-i problemă. Hai, vezi că scriu de pe contul la fake cu nume de fată. Păi de ce cu nume de fată? E, păi mai vorbeam cu fetele care aveau gagic, am înțeles. Și na, ca să nu intre aia în panică, îi arată că e fată, gen. Am înțeles. Te duce cap. Da, și ele spuneau că se vede cu o fată. Ele spuneau că se vede cu o fată.
luat. Aha, ai înțeles, nu? Ca să nu-și dea seama fraierii că ai înșeală. Am înțeles, stai liniștit. Hai, intră la cereri. Acum. Vanessa 2001. Ce faci, Vanessa mea? Bine nebuna mea. E mai ok acum, nu? Da, că și tu dacă e, zice lumea că vorbești cu o fată. Abia aștept să ajung în Titan, că m-am săturat zău. Prin Titan umbli gen? Da, mișto, mai cunosc fete pe acolo. Tot de anime sau de alea măritate? Eu vorbesc cu tine și fac și sport. Peste 18. M-am săturat de pământul ăsta de țară, vreau să mă duc să mă plim prin Iore cu fetele mele. Și cu tine dacă vrei, Vanessa. Prin Iore? Îl știu, dar nu e chiar așa wow parcul. Mai frumos e orășelul copiilor. Vrei tu acolo? Oriunde, dar are mai multe de alea în orășel. Numai cu mine, nu? Și te dau în toate alea, că am bani limitați. În ce-ți place să te dai când mergi în orășel? Perfect, mergem. De unde e că nu te lasă? Că eu ies doar seara pe răcoare, după ora 8 sau 9. Și tu ai program la 8 în casă. Dar trebuie să știi ai mei, o fac cumva să ies după ce adormi ei. Lasă că ne vedem ziua în parc și îți fac cinste cu ce mai e pe acolo prin parc. După te duc acasă, nu fi nebună, stai maxim 8 sau 9. Că nu e ok la anii ăștia după ora 9, serios vorbesc. Mergem și ziua. Sunt toți nebuni și toți drogații. Dar să nu ne vadă cineva că după o încurcăm. Ce treabă are, zic că ești nepoata mea sau verișoara, da. Oricum și dacă îi spui lui justițiarul ăla că ne vedem, de data asta o să fiu pregătit să vedem ce iese. Și mai dau și mesaje sau sun lumea și o să iasă rău că data trecută m-au înjosit și m-au scuipat. De data asta va fi invers, chiar vreau să mă prindă iar. Cum ți-ai dat seama? Mai ales dacă mă lasă te sărut peste tot. Mă simt importantă deja. Te las și să-ți dau limbi și să-ți-l dau în guriță așa ușor, că ai spus că nu știi, te învăț eu. Eu chiar am un cont de fată de 3000 și ceva și schimb poza și numele. Și aia e, nu mai are 4000, că am blocat mulți. N-are nimic, mă descurc, îi fac la loc. În fine, oricum a trecut 2 ani, nu mai contează. Păi nu, dacă îl prind pe stradă o să vadă el, că m-a făcut de râs pe internet. Arăt și bine, dă-mă dreacu pe bune, zic. Aia de azi de la story nu ești tu. Când intru la liceu vreau să mă duc și la sală. Dar mai bine arăți și tu slăbuță și cu pistrui. Avem lucruri în comun. Da, te antrenez eu. Eu sunt. Și o sală bună la noi în zonă. Apropo, vezi că nu scap diseară. Vreau să te sun pe cameră când e. Aoleu, te duci la baie și nu știu ce faci. Bine, bine, mă duc, ce să fac dacă nu mă crezi. Ca poze nu merge, că n-ai aiurea. Crezi că le salvez sau ceva? Dar n-am cum să-ți arăt ceva, fiindcă nu pot sta mult. Ba da, te cred, dar vreau să-mi arăți ceva repede, sânii aia drepți ai tăi. Chiar dacă sunt mici, sunt frumoși. Ia zi, mai vrei telefonul ăla de la mine sau îl vând și te duc la terme? Oricum am bani să te duc la terme, dar vreau să-l vând. Oricum îl țin degeaba. Ești cea mai bombă sexy, te pup, nu înțeleg. S-ai poftă, poate ți iau Mac când e mâine la București dacă îți place Mac. Îmi place KFC mai mult, dar merge și Mac. Oricum nu aveai cum să vii la București în seara asta. KFC să fie. Eu o să-ți fac toate poftele, da? Da, abia aștept. Lasă că nu e grabă, e bine și mâine. Că în seara asta e deja e târziu, nu ai cu ce și eu vreau mâine mai devreme să te duc în orășel și la terme duminică. Păi mâine ne vedem. Și să-mi spui dacă vrei telefonul sau nu ai cum. O să văd, că nu ai ce să zici la părinți. Îl bagi la mane și ți-ai banii pe el. Ei, da. Apropo, ți-e plac brățări sau chestii? Îmi plac. Nu ai cum, că nu ai 18 ani, nu poți să-l lași. Păi îți iau. Știu un magazin șmecher în San. Cum vrei tu, puiule? Unde are brățări șmechere sau Grand Arena? Păi da, mă, iubirea mea, chiar vreau să-ți iau orice ți-ar place ție. Nu-i problemă de bani, ți-am spus, vreau să te răsfăț. Aoleu, dar și eu când vreau ceva de la tine, nu faci figuri etc. Nu fac. Bine, dacă ești virgină, nu facem. Doar te link peste tot și astea. Așa facem și te învăț să faci cu gurița. Oricum mie îmi place să te sărut pe sân, pe gât și pe jos. Te dau cu frișcă. Alt obsedat de frișcă. Păi nu avem cum o mașină, glumesc. Puf, clar. Și în casă la mine nu am cum că văd vecinii. Și na, aia rămâne doar să te sărut pe sân și jos. Și aici avem o poză cu sânii lui, cu corpul lui de pitic de grădină. Mamă, ești bombă și cu părul creț cum îmi place mie. Mulțumesc, abia aștept să te sărut pe corp, arăți sexy rău. Hai, du-te pe afară și îmi scrii după, ok? Da, da. Hau, miau. Da, bună ziua, ce faci nebuna mea? Da, ce să fac? Am făcut și eu un duș, că mai înainte am ajuns în București și acum stau și eu. A, ia uzi, ești la București, da? Da. Ia dă o poză de la balcon, că cunoști zona în sau Titan. Ia fă o poză pe geam. E grea asta, nu? Vezi, poate ai o poză în tel sau pune pe cineva să-ți trimită. Ai văzut ce a pățit prietenul tău Justi? L-a luat poliția acum câteva zile că cică trebuia să anunțe părinții la minoră când mai face de-alea. Păi dacă nu dai poză după geam, înseamnă că nu ești în București. Și atunci, dacă era întrebarea, e cine venea la întâlnire? Hai zi-l ăla să vină el în locul tău, că până vine poliția o să iasă urât. Crede că dacă e cu Alex Preda ăla, gata, e greu, îți spun eu. Doamne, omule, mâncam și eu, îți iei filme, acum de ce îmi vorbești de Justi? Ce treabă are el? Aha, poftă bună, dar tot vreau poză de pe geam sau după balcon. Da, am terminat, ok. Bine, nu are, dar de data asta o să aibă surpriză. Cât durează o poză pe geam sau din balcon? Cine, mă? Puf, las-o moartă, că nu ești în București, nebuna mea. Ăla ești tu. Hai, lasă-mă că deja mă doare capul cu tine. Ce ai, mă, nebuna mea? Păi dacă mă enervezi, am spus și eu așa că am văzut că ai stat mult să dai poză și de-aia. Păi eu nu fac poze mie acum, dar să mă duc să mai fac și la balcon. Păi te cred și oricum o să mă revanșez față de tine, o să-ți fac toate poftele, o să vezi. O să te și sărut pe corp după, pe seară, dacă e prima dată, hai în parc în orășel sau la mall să-ți iau ce vrei tu. Tu în ce te îmbraci? Nu știu încă, dar chiar nu știu. Să ieși tu o fustă, știi ce zic, că e cald. Da, da. Păi ce crezi, că nu vreau să-i zic că doar așa să vii, nu am nimic în cap sau în plan. Uite, că mai ies cu fete și ne plimbăm, facem TikTok și astea și n-au pățit nimic. Până acum, ăla aberează când spune de mine nu știu ce chestii. Ce nesimțite. În altă zi te sărut pe corp și-ți bag limba. De ce să fie nesimțite? Că ești afară cu mine și că le plimb și că le fac cadouri? Nu cred că sunt nesimțite. Păi dacă eu am plăcerea să le iau, câștig destul de bine pe taxi ca să am bani, ies în oraș cu fetele. Cam asta a fost discuția în mare parte cu Romeo sau Vanessa în această situație. S-a stabilit să se întâlnească parcă la Titan inițial, apoi ăsta s-a panicat și a inventat o poveste că a venit gagică să acasă și nu mai poate și bla bla bla. Adică s-a panicat, i-a fost frică. Așa că am decis să mergem noi după el. Dăm drumul la episod. Aș dori să anunț că mă în concertul lui Ed Sheeran, că a blocat tot bulevardul și toate astea, că toți vin cu mașina, evident, și o stau să mă chinui să mă ajung la prădătorul ăsta de Romeo. Ah, urăsc Bucureștiul.
urăsc Bucureștiul ăsta din ce în ce mai mult băceat. N-ai cum, mă, n-ai cum să așa trafic nenorocit. Anyway, mergem să-l prindem pe bolnavul de Romeo. A revenit. O să facem o introducere mai amplă mai încolo. Pa. Romeo, episodul 19, parcă, dacă v-a fost dor de el. Inițial credea că poate e vreun cont fals de-al meu, foarte paranoic, dar după aia a zis, stai că nu e de fapt justițiarul, că eu i-am dat follow la fată și și-a dat să întâlnească cu ea, să-i cumpere cadouri, dacă se poate să-i facă și ea vreun favor sexual. Îl știți pe Romeo și pe spulcatul ăsta. E bine, acum suntem la el. Pentru și-a dat întâlnire la metro și știm că nu o să coboare din mașină, o să uite după fată, dacă nu o vede o să fugă, așa că îl luăm direct cum iese. Și sper să-mi iasă și mie rețeta de clătite cu pentru asta aveți nevoie de apă, făină și compoziția un pedofil precum Romeo. Vă ținem la curat. Alo, salut, vecine! Da. Ți-am lovit mașina aici, în parcare. Serios? Ți-am lovit mașina în parcare, un Logan rămâi, nu? Serios? Ți-am atins-o, când am dat cu spatele, ți-am atins mașina. Da, ok. Pedofilule! Stai să vorbim, pedofilul, mă! Ai, și cu telescopica! Dă-te morți, te-ai de pedofil prost! Pedofilule! Ce faci, mă? Ce faci, mă, cu aia? Băi, lasă aia, bă! Stai așa că oricum chemăm poliția. Vino să vorbim! Vino, mă, cu aia să vorbim, pedofilule! Să trăiți! Sunteți fratele lui, vărul lui? Vă rup? Știți că e pedofil? Știți că e pedofil? Că raculează copile de 14 ani? Pedofilule! Pedofilule! Rușine, uite, uitați-l pe cameră, iar te pun pe net. Hai mă, nu fi supărat. Oricum, hai, stai, hai să vorbim cu poliția. Păi nu vreau să intru, vreau să vorbim cu poliția. Eh, las. Sunăm noi la poliție. Asum pedofil infect. Iar te-am prins prostule la cât de prost ești. Feriți-vă copilul, Romeo e un pedofil! Să trăi, secția 16? De 16, da. Vrem și noi să raportăm un pedofil, dacă se poate, vă rog. Cine este? Mă numesc Alexandru. Acolo, da. Bine, a fugit în casă. Mulțumim foarte mult! Dragi vecini, feriți-vă copiii de Romeo! Sau Robert, cum îl știți! E un pedofil! Dacă aveți copii, feriți-vă copiii de Robert Romeo care stă aici! Romică, Robert, Romeo! Ce a ieșit el cu telescopica, mă? Nu mă mai bați, mă, că ai zis că mă bați! Pedofilule, ieși afară să te vadă lumea! Pedofilule, ieși afară! Bună seara, sărumâna! Dacă aveți copii, să vă feriți copiii de acest pedofil de aici!
Îl cheamă Romeo sau Robert? Are atracție către minori. Ești afară, pedofilule! Da, da, am chemat poliția. Da. Am chemat. Poftiți? Ce anume? Da, da. Hai băi, pedofilule, ieși afară! Ai zis că mă bați când mă prinzi. Pentru a doua oară, într-un an de zile, îl prindem pe acest spurcat. Feriți-vă copilul, Romeo pedofilu! Feriți-vă copilul, Romeo pedofilu! Ce bă, mă, cu telescopica aia? Te bag cu telescopica aia, ești nebun? Te bag cu telescopica aia! Pedofilule! Ai zis că mă bați, vino să mă bați! Vino să mă bați, pedofilule! Marș, spurcatule! Familia, în gură și morții și familia. Dacă nu faci nimic, dacă te faci... Tu ești drecul de spurcat! Tu ești drecul de spurcat, îți dau un pistol în cap! Fugi în casă, șobolan spurcat! Marș în casă, pedofil spurcat! Ha! Spurcatule, ieși afară să te vadă lumea ce pedofil ești! A, nu ne place apa, că nu suntem spurcați ca tine! Mă, dacă îți dau un picior cu... Prostul dracu! Romeo pedofilu! Ești un pedofil! Feriți-vă copilul, Romeo pedofilu! Ești la interval, șmechere, că pe net spui că mă prinzi! Că mă aleargă X sau Y, că am venit la tine la poartă, de ce nu ieși? Bătaie cu apă, chat. Uitați-l pe spurcatul de Robert Romeo, cu copile de 14 ani. Feriți-vă copilul, Romeo pedofilu! Ești pedofilul afară! Ești pedofilul afară! Ești afară, pedofil spurcat! Aaaa, pedofilul! Cel mai prost! Cel mai prost din Berceni! Ce faci tu? Terminăm? Aaaa! Nu mai scui pași spurcată. Ieși afară! La pușcărie cu tine, Romeo! Ieși afară, pedofil de 1,60 m! Ai zis că vii să mă bați, am venit eu! Hai că a venit poliția, chat! Bună seara! Să trăiți! Filmăm și noi audio-video, să știți, vă rog. Da, da, da. Mă numesc Alexandru Constandache, am un proiect civic de depistare a prădătorilor sexuali din mediul online. Acest individ a discutat cu o fată de 14 ani, am și datele ei. Mediul online, toate astea sunt conversațiile cu tentă sexuală, cu dorințe sexuale, să se întâlnească, să-i cumpere cadouri. Înțeles. De ce nu veniți la sex să depuneți? Dacă dânsul este înăuntru și că e... Păi inițial era afară și m-a alergat cu telescopica. Și de ce am... Și acum unde? Acum e înăuntru. Bună seara. Da, seama că nu știu dacă o să deschidă. Aveți aici toate conversațiile. Da. Da. Da, păi ideal așa ar fi, ca să puteți să, am să deschidă un dosar, să se facă lucrurile de la carte. Dați-mi un buletin. Da. Sunt propuneri. Există undeva unde dânsa și declină vârsta? Da, da, da. Ideea, domnul, să ne mai gândesc să aș dori totuși să și declar vreo frumos, adică să vă aduc la cunoștință că m-a alergat cu o telescopică. Adică în momentul în care explicați tot o experiență. Afară de ce am văzut dumneavoastră. Ok. Într-un număr de urgență este pentru... Și nu luați legătura și cu el? O să luăm legătura și cu el. De aceea, să luăm, dar tot așa, nu putem. Perfect. Dacă nu dă drumul, nu... Da, am înțeles. Este legea de asinator, credem. Am înțeles, am înțeles. Ok. Și el acum, ce discuție ați avut cu el? Adică ce rămâne să vă întâlniți sau cum? Da, rămâne să se întâlnească cu fata și noi am decis să venim direct aici, să nu... Și mai... fata cine este? Fata este o fată de 14 ani, am detaliile în telefon, m-a anunțat când a început omul să-i scrie. O să ținem să discutăm ca să nu... Perfect. Salut, chat. Salut. Salut, frate. Îmi place ce faci. Mersi frumos. Da, eu nu știi pe Romeo, proxenetul? Nu am treabă cu cine. E un terminat, un pedofil. Poftiți? Nu.
are un sistem, probabil că nu vrea să deschide și asta, nu e nici fel de problemă. Aveți adresa aici, avem și noi. Ok. Adresa și... sunt o mine documentația specifică, cu timp aveți dreptul să... Deci în situația în care un om este alergat de alt om cu o telescopică și ăla fuge în casă, poliția mai poate să... Nu știu exact ce... cum au decurs lucrurile și care a fost discuția, ce șicane, ce i s-a părut lui, ce nu i s-a părut și ăsta, știți? Sunt multe variabile. Șicane care... există, dar nu cu telescopica. Am înțeles, multe variabile din care poate să degenereze o astfel de situație. Am înțeles. Să ajungă la așa ceva. Nu știu, poate s-a simțit încolțit, s-a fel provocat. Okay. Nu știm cine este, ce fel de persoană este și... Stați că a prins lumina. Da. Gata. Dânsul? El este. Îl avem aici în prim plan pe Romeo Proxenetu și pedofilul. Pedofil, doamnelor și domnilor, aveți un pedofil. Muie. Pedofilul! Dragi cetățeni, să vă feriți copiii de acest individ. Este periculos, este proxenet și pedofil. Și are 1,60 m. Vorbește cu poliția, pedofilule, nu cu mine. Acum plânge și le spune că el știa dinainte. Știa pe dracu de ciudat. Ce minte graurul. El e vecine. De el te întrebam. De pedofilul de lângă tine. Să vă anunțați copiii că aveți un pedofil pe aici. Vă rog frumos să-l sancționați pe legea 61 pentru amenințările pe care mi le oferă. Vă rog frumos. Nu vă spun, vă rog frumos. Păi vă rog frumos, mă amenință de 10 minute în continuu. Așa, nu, aș aprecia să luați atitudine că sunteți aici, sunteți organ de sesizare. Mă tot amenință, adică de 10 minute. Îmi simt viața în pericol. Păi dumneavoastră, de ce sunteți aici? Nu, de ce sunteți? Nu, ce sunteți? Doamne ferește, de ce sunteți? Și observați cum amenință. Bine, stimate domn, nu e nicio problemă. Tu nu știi să scrii ce să rezolvi pe cale legală? În alfabetul ei. Da, da, da. Da, absolut, absolut. Absolut, da. Da. Pa, pedofilule! Are you crazy? You're fucking... You're fucking... You bloody! You bloody! Benchwood bloody! Benchwood, you! You blunder! Bloody bastard! What the fuck, man? Can somebody else... But that like one, this? If you run... But yeah, because of this, I saved myself. That one, worry, I see road. Fucking running like lady, eh? Bună seara, bună seara! Suntem la secția 16, care este această clădire magnifică. Ei bine, vreau să fac denunțul. Mă vor contacta domnul inspector cu care am mai colaborat în cazul cu Tiberiu. Le-am lăsat dosarul și datele victimei. Și cam atât pentru moment. Am scăpat în seara asta, a trebuit să stau foarte mult. Când faceți clătite, să vă luați un short de la pe voi, că altfel vă umpleți și voi de făină, dar e ok, că miroase a vacă, că am fost la munte. Da, mă bucur că am reușit să-l prindem pe acest bolnav pentru a doua oară și data asta să avem și victimă reală. Să sperăm că părinții vor depune plângere și să plătească. Păi, ăsta este foarte periculos. Deci omul este foarte periculos. Și o să repet. Cum acționează acest individ? Găsește copile, le cumpără cadouri, telefoane, le promite marea cu sarea, așteaptă să crească și apoi le bagă la produs. Da? Asta a făcut cu fosta lui iubită, parcă Elisa o chema și pe fosta lui iubită, nu mai țin minte exact, de acum un an și sau doi ani când a fost prima fază. Omul este un proxenet și omul trebuie să plătească și sper că poliția o să-și dea interesul acum, în situația asta, măcar când avem o victimă reală care urma să fie racolată de acest individ. Jego ăsta ordinar i-a cerut pornografie infantilă, articolul 374, care s-a modificat de la 1 ianuarie. Deci, sunt două infracțiuni mari și late în toate conversațiile alea. Vedem de luni încolo când mă sună, fac denunțul și Doamne ajută, poate îl vedem pe Romeo. Romeo, te aștept cu verii tăi.